ca Domnul pe poporul său și de robi să-i se va milostivi. Aleluia! Din dolii neamurilor, argint și aur, lucruri de mâini omenești. Aleluia! Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea. Aleluia! Urechi au și nu vor auzi, că nu este Dumnezeu. Thank you.
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preasfințiile voastre, preasfințiți părinți, preacucernice părinte protopop, preacucernice părinte parov, preacucernici părinți protopop invitați la această frumoasă sărbătoare, preacucernici părinți inspectori și consilieri ai centrului nostru eparhial, iubiți invitați, dragii mei prieteni, distinsă doamnă prefect, avem aici prefectul județului și îi mulțumim de prezență, de asemenea primarul locului și dumneavoastră, iubiți credincioși și dragi tineri, copii și tineri entuziaști care ați venit de dimineață să ne întâmpinați așa de frumos. Pentru început vreau să vă mulțumim pentru frumoasa primire care ne-ați făcut-o încă o dată aici, în satul acesta Poiștea, din orașul Dărmănești, pentru faptul că astăzi este o zi deosebită, o zi pascală, o zi de rusalii, în sensul că va fi Paștele unic și rusaliile acestei biserici noi, închinate Maicii Domnului și Sfinților Împărați. Este o bucurie deosebită în ceea ce mă privește, deoarece cu emoție îmi aduc aminte de începuturile acestui locaș de închinare și de lucrarea pastorală misionară a părintelui paroh Prepeliță Daniel, care iată astăzi și el cu emoție să își adună gândurile și face o retrospectivă a ceea ce a pătimit până aici, pentru faptul că pentru a ajunge la Paști trecem printr-o zi de asceză, de austeritate, de poate de necazuri, de cruci, însă, bineînțeles, Dumnezeu este Cel care le știe pe toate și astăzi este ziua transfigurării și a înălțării noastre într-un Hristos Dumnezeu care L-a ajutat și ne-a ajutat pe noi pe toți. Bineînțeles, pentru început, noi vrem să facem mai întâi o însumare a ceea ce s-a făcut aici, pentru faptul că astăzi se înscrie o pagină de istorie, o pagină de istorie bisericească în această comunitate și mai ales de Biserica Sfântului Nicolae, care iată prin voi, care faceți parte din această biserică și unii v-ați botezat acolo sau v-ați acompaniat pe cei dragi între voi și i-ați așezat în cimitirul acesta, e bine, sunteți aleși de Dumnezeu și ați fost într-adevăr aleși de Dumnezeu să fieți titori de locașuri sfinte și de înnoire a istoriei acestui ținut binecuvântat de Dumnezeu și plin de evenimente istorice. Evident că pentru aceasta am zis că am întocmit un Hristov. Un Hristov care însumă într-un fel osteneala și tot ce s-a creat aici, s-a făcut aici cu dragoste și cu bunăvoință, pentru faptul că înțeleg că toți ați fost prieteni și casnicii lui Dumnezeu aici pe pământ și ați ales acest loc care să-L consacrați lui Dumnezeu și începând de astăzi, după târnosirea locașului de închinare, va fi într-adevăr un loc de întâlnire cu Dumnezeu și o parte a cerului. Deci vom citi Hrisovul care s-a întocmit pentru ziua de astăzi, care îl vom îngropa în piatra altarului și va fi îngropată de asemenea numele frăților voastre, titori, fondatori și ajutători a acestui sfânt locaș. Pentru început, încă o dată, vă mulțumim pentru frumoasa primire cu florile recunoștinței și pâinea dragostei pe care le-am binecuvântat, considerând că în aceea am văzut toată suflarea care aparține acestei comunități și care aduce jertfă și prinos de mulțumire lui Dumnezeu astăzi și binecuvântând aceste ofrande, considerați că am binecuvântat toată oftea acestui sat, toți cei care ați fost prezenți și sunteți în pomenire la Părintele Paroh și numele vostru va fi scris în Cartea Cerului. Dintr-un început vreau să mulțumim părinților ierari care au venit de departe și cu osteneală, prieteni fiind ai noștri, ai Părintelui Paroh, dar prieteni ai prietenilor noștri și este o mare bucurie pentru mine. În numele frăților voastre le spun celor doi ierarhi ai Bisericii noastre ortodoxe,
preasfințitul Antonie de Basarabia de Sus și preasfințitul Timotei Ploieșteanu, Prahoveanu, deci Prahoveanu, deci în orice caz, capitala Prahovei este Ploieștiu. Deci este Prahoveanu, deci întregului ținut de acolo, vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Îi salutăm și le arătăm dragostea și iubirea noastră întru Domnul Hristos pentru faptul că au binevoit să participe la invitația noastră și a Părintelui Paroc la această, zic eu, frumoasă sărbătoare care o antamăm acum. După aceea, iubiți credincioși, după ce vom face cele de început, ne vom deplasa în fața bisericii și ne veți urma frățiilor voastre înconjurând biserica, aceasta simbolizând că acest spațiu este consacrat lui Dumnezeu și îl vom însemna cu apă sfințită și Sfântul și Marele Mir, așa cum însemnăm un copil care vine pe lume și este botezat în numele Preasfintei Treimi. Deci astăzi, biserica noastră, aceasta frumoasă de zid și de cărămiz, va deveni într-adevăr un copil pe care îl botezăm și va fi redat cultului bisericii noastre ortodoxe. După aceea vom intra în Sfântul Altar, în Sfânta Biserică, vom târnosi Sfânta Masă și toate celelalte după rânduială, ca apoi să revenim pe scena aceasta frumoasă, unde vom continua Sfânta Liturghie, dând astfel posibilitate frăților voastre să mergeți în altar și să vă închinați. Astăzi dăm binecuvântare pentru toată lumea, pentru acest gest liturgic frumos, care de fapt este o continuare a trecerii noastre pe acolo, prin altar, consacrându-l, și frățiile voastre considerați că astăzi și nu numai astăzi, totdeauna sunteți temple ale lui Dumnezeu. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt și orice templu are nevoie de purificare, de înălțare, de recondiționare și considerați că astăzi aveți posibilitatea să vă reînnoiți și să restaurați templele sfinților, frățiilor voastre, știind faptul că sau simțind, așa cum Dumnezeu a trimis de sus harul său ca să sfințească această biserică, atunci, bineînțeles, va trimite picătura de har și în sufletele voastre, pe care le consideră astăzi ca o floare care se deschide și picătura de har vă va ajuta să faceți sau să produceți roadele Duhului Sfânt, mai ales când suntem în toamnă frumoasă și acum se culeg roadele și Dumnezeu așteaptă și de la noi roadele faptelor bune și a virtuților. Mulțumindu-vă pentru toate și pentru tot, dăm slavă lui Dumnezeu și trecem și începem slăvita zi de astăzi. În cadrul liturghiei vă anunțăm că vor fi hirotonii în diacon și în preot, a doi tineri care s-au pregătit să intre în viața misionară a bisericii și la vremea respectivă, în timpul liturgic, îi vom invoca harul Sfântului Duh ca ei să devină misionari și slujitori vrednici al lui Dumnezeu. De asemenea, vreau să vă spun că în cursul liturghiei, după Sfânta Evanghelie, preasfințitul Timotei Prahoveanu, îl invităm să țină un cuvânt pastoral frumos, cum este darul lui, pentru faptul că îl știți, îl cunoașteți. Preasfințitul este adesea la televiziunea Trinitas și este un slujitor deosebit al Patriarhiei noastre și un cronicar versat și foarte, foarte bun. El știe foarte multe despre orice lucrare a bisericii și orice păstor care a trecut în viața veșnică sau este actualmente în activitate, în slujba bisericii. Le mulțumim și vă mulțumim și frățiilor voastre încă o dată pentru primire și rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea pace și liniște, alese, bucurii și mângâieri duhovnicești. Amin. Hristos de Sfințire, cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, s-au încheiat lucrările de zidire a bisericii cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena și acoperământul Maicii Domnului din parohia Boiștea 1 Dărmănești, protopopiatul Măinești. Boiștea este un cartier al Dărmăneștului, localitate situată în dreapta râului Trotuș, acolo unde se deschide frumoasa Valea Uzului, iar numele acesteia provine de la un capitan din oastea binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare, cu numele Dărman. De asemenea, numele cartierului provine de la pârâul omonim care îl străbate. Aici,
După cum dă mărturie inscripția dăltuită pe ușa de la intrare a Sfântului Lăcaș, s-a ridicat pe la anul 1808 o biserică din lemn, având ca ocrotitor pe Sfântul Ierar Nicolae, astăzi monument istoric. Lăcașul este construit din bârne de sejar, adus de credincioși de pe dealul numit Măguricea, aflat în apropierea bisericii. Pe temelia din piatră de râu, trupul lăcașului de cult s-a ridicat din lemn de sejar, așezat în cununi orizontale, încheiate în frânghii, tehnică recunoscută mai ales sub numele Coada Rândunicii. Din punct de vedere arhitectonic, biserica a fost construită în stil trilobat cu două abside laterale și abside altarului pentagonală. Acoperișul bisericii a fost lucrat în patru ape, cu muchiile rotunjite și se sprijine pe căpriorii prinși de grinzi în cuie de lemn. Deasupra pronaosului se află turnul clopotniță cu baza pătrată, având balconul închis și acoperișul piramidal. Aici au fost așezate trei clopote, pe cel mai mic dintre ele putându-se citi inscripția Leat 1814-28 ianuarie. Pritvorul de la intrare este în forma unui cerdat de casă moldovenească, iar la exterior, cele două abside au ornamentații în forma capetelor de cal. Catapeteasma este originală din lemn de tei și datează din aceeași perioadă cu biserica. Aici au păstorit slujitori vrednici, între care preotul Ene Cotfas, preotul Manase Dumbravă, preotul Gheorghe Ionescu, preotul Constantin Moiceanu, preotul Mihai Pușcalău, preotul Vasile Pascalini și preotul Savin Rotaru. Din noiembrie 1993 și-a început activitatea pastorală părintele Daniel Marius Prepeliță, care cu multă râvnă a sădit în sufletul eroriașilor dragostea față de casa lui Dumnezeu și față de valorile spirituale și tradiționale ale neamului românesc. Astfel că, în multe rânduri, am participat la hramul bisericii, fiind alături de credincioși și dărmăneșteni, cărora le-am văzut atașamentul față de lăcașul sfânt, ce nu mai oferea condiții propice săvârșirii sfintelor slujbe, necesitând lucrări de conservare. În 14 iulie, anul 2002, la dorința și inițiativa locuitorilor din cartierul Boiștea, am pus piatra de temelie pentru zidirea unei noi biserici reprezentative pentru zona Dărmăneștiului, cu hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și acoperământul Maicii Domnului. Noul lăcaș de cult este ridicat din cărămidă în stil moldovenesc ștefanian, în plan triconc cu turlă pe nau și pridvor deschis pe partea dreaptă, înspre miază noapte. Fațadele exterioare ale bisericii sunt decorate cu ochnițe adâncite în zid, arcuite semicircular în partea superioară. Spațiul interior este împărțit în pronaos, naos și altar semicircular. În exterior, biserica a fost încuită în praf de piatră, având la colțuri și la locurile de întâlnire ale laturilor modele de colaci și panglici, iar sub ele o frânghie frântă sub fiecare latură. Acoperișul și șarpanta sunt făcute din lemn de stejar și acoperite cu tablă de zinc, având pe ele cruci din inox. La interior s-a realizat o frumoasă pictură în tehnica fresco, a fost confecționată catapeteasma din lemn de stejar și împodobită cu icoane pictate, s-a confecționat mobilierul și întreg lăcașul a fost înfrumusețat cu policandre, obiecte și podoabe de cult. Lucrarea de zidire s-a săvârșit cu sprijinul bunilor credincioși harnici și darnici, cu ajutorul Consiliului Local al Primăriei Dărmănești, cu efortul financiar al unor oameni de bine ce au dorit să-și înscrie numele în rândul titlurilor de lăcașuri sfinte. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, astăzi, 21 octombrie, anul Mântuirii 2018, în duminica a 23-a după Rusalii, în ziua pomenirii sfinților cuvioși mărturisitori, Visarion, Sofronie, Oprea, Ioan din Gale și Moise Măcinic, efortul tuturor se vede încununat prin săvârșirea slujbei de sfințire de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, și preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La acest moment haric, precum și la liturghia arhierească, participă părintele protopop Costel Mare și protopop al protoieriei Moinești, părintele protopop Costică Busuioc, protopop al protoieriei Bacău, alături de un sobor numeros de preoți din împrejurimi,
reprezentanți ai autorităților de stat, județene și locale și mulțime de popor, aducând prin aceasta laudă lui Dumnezeu, care i-a învrednicit să zidească această ctitorie. Cu acest prilej am pus bisericii și hramul Sfinților Ardeleni pe care îi pomenim astăzi. Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, donatorilor, miluitorilor, binefăcătorilor, slujitorilor ce au ctitorit această biserică și să mântuiască pe toți cei ce se vor ruga cu credință în acest loc. Scrie, Doamne, în Cartea Vieții, pe iubitorii lăcașului Tău celui Sfânt, veșnică pomenire fie ctitorilor. Semnează ierarhii prezenți la această sfântă slujbă, împreună cu părinții și cu toți cei care sunt prezenți. Să cântăm împreună, Sfinte Dumnezeule! Sfinte Dumnezeule! Sfinte în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în vece vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne dăm. Doamne, miluiește. În pacea de slujbe mântuirească pentru noastră, Domnului să ne acest loc pentru care tu ai zis numele meu va fi acolo.
S-a ascuns strigarea și rugăciunea cu care se roagă robul tău în locul acesta ziua și noaptea. S-a ascuns rugăciunea robului tău și a poporului tău binecredincios. Când ei se vor ruga în locul acesta, s-a ascuns din locul șederii tale pentru cel din cer. S-a ascuns și să-i miluiește pe el. Crețeștiule! Așa crește Domnul. În ziua opta, mi-a luat cu el cu mâna sa, pe răzări, tatăl de tot, ai luat să-și cedere pe drept în Zacarie, și eu mă mai mulțumit pe voi și Domnul Dumnezeu. Apoi, m-a dus pe roată la tăla, înapoi la partea de școală, pe răzări, pe răzări, și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, va face asta la fi închisă, nu se va deschide și nici om, nu va intra în ea, Domnul Dumnezeu Israel a luat pe ea. De aceea, la Fiziția, când privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce în Dumnezeu Domnului, pe care poți va intra și de aceeași cale la ieși. După aceea, m-a dus pe calea poții de neastră noapte, în fața templului. Și am privit și ea era plină de slavă, casa Domnului. Înțelepciune! Prin înțelepciune, Domnul a primit pământul creat prin înțelegerea întâlnirii cerurile. Prin știința deschis adâncurile și norii chipură roa. Fiul meu să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi. Păstrează înțelepciunea și buna chipțuială, căci ele sunt viața sufletului tău. Atunci tu vei merge fără teamă pe calea ta și piciorul tău nu se va potri. De te culci nu-ți va fi teamă, iar te adori în somnul tău va fi dulce. Să nu te temi de frica fără veste și nici de vreo năvară a celor păcătoși. Că Domnul este nădejdea ta și va feri piciorul tău de cursă. Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie când ai putința să-l ajuți. Nu spune aproapelui tău, du-te și vino, mâine îți voi da. Când poți să-i dai acum. Nu pune la cale răul împotriva aproapelui tău când el locuiește fără grijă de tine. Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ți-a făcut niciun rău. Nu râvni să fii ca omul silnic și nu alege niciuna din căile lui. Căci omul cu gând rău este urât de Domnul, iar de cei drepți el este mai aproape. Domnul blestemă casa celui fără de lege și binecuvintează adăposturile celor drepți. Domnul stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Matei și tine. Slavă ție, Doamne, slavă ție, să luăm aminte. În vremea aceea, venind Iisus în părțile Cezarei lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis, fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și-ți voi da ție cheile împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ
va fi dezlegat în ceruri. Pace ție, binevestitorule, și Duhului vostru. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Prea Sfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru prea Sfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bărți, și pentru prea Sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii Apureștilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Miluiește-i bun și viitor de oameni Dumnezeule, și ție slavă ți înalțam, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte că se sfințește biserica aceasta, închinată acoperământului Maicii Domnului, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir și Sfântul Daniel Sihastru, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu scută și marele mir, pe numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca, citire. Doamne, slavă ție! Sfântule, aminte! În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului ascultă cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuiește. Căci Maria poartă cea bună și ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicându-și glasul, i-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai sut. Iar el a zis: Așa este, dar fericit sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Pace ție, cititorule! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Ortodoxiei din Transilvania și Sfântul Cuvios, Daniel și Vastu, prin slăbire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Mare, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat ești, Hristoase Dumnezeul nostru, în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule Mântuitorul nostru, ce și toate le faci, le întocmești pentru mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile noastre ale nevrednicilor robii tăi și nevrednicește în ceasul de advent să săvârșim fără de o sândă sfințirea acestei biserici care s-a zidit spre lauda slavei tale și spre a noastră mântuire, pentru evloaveasă pomenire a Maicii Domnului, a Sfinților Împărați, tocmai cu Apostol Constantin și mama sa Elena, a Sfinților Ardeleni și a Sfântului Daniel Sihastru. Și în ea să facem ridicarea altarului. Că Tu ești Cel ce binecuvintește, sfințești toate și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiul și Sfântului Duh, acum și cu vremea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Cel ce-i așezat în cerul cetele și oștele îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale, fără ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Deschideți căpetenii porțile voastre, vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor, Domnul cel tare al războaiei. Acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porți cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor. Acesta este Împăratul Slavei. Bisericii Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, Făcătorul Cerului și al Pământului, Cel ce cu negrăința înțelepciune a întemeiat Sfânta ta Biserică și a așezat pe pământ ceata preoției care este închipuirea slujirii îngerești din cer, Tu, Stăpâne, Cel ce dăruiești lucruri mari, primește-ne și acum pe noi ceea ce ne rugăm Ție, nu pentru ca am fi vrednici a cere, ci ca să se arate mulțimea bunătății Tale, că n-ai încetat a face bine neamului omenesc,
pe multe chipuri și drept plinire a binefăcător, binefacerilor tale, ne-ai dăruit venirea în trup a unui născut Fiului Tău, care, arătându-se pe pământ și luminând celor dintr-un tuneric lumina mântuirii, s-a adus pe sine jertfă pentru noi și s-a făcut curățire a toată lumea. Făcându-ne părtași învierii sale, iar înălțându-se la ceruri, a îmbrăcat pe ucenicii și apostolii săi, precum făgăduise cu putere din înălțime, care este Duhul Sfânt, cel închinat și atotputernic, care procede din tine Dumnezeu și Tatăl, prin care, făcându-se ei puternici în faptă și în cuvânt, au rânduit botezul învierii. Biserici au ridicat jertfelnice, au așezat, pus-au preoțimile și rânduieli, a căror predane și noi păcătoși, ținându-o, cădem înaintea Ta, Dumnezeule cel veșnic, și ne rugăm Ție milostive. Biserica aceasta, ce s-a zidit spre lauda Ta, umplă de dumnezeiasca Ta slavă și altarul ei arată-L să fie Sfânta Sfintelor, ca și noi, cei ce stăm înaintea Lui, ca înaintea tronului Celui Înfricoșător al Împărăției Tale. Fără o sândă să slujim Ție, rugăciuni pentru noi și pentru tot poporul Tău înălțând și jertfa cea fără de sânge bunătății Tale, aducând spre iertarea păcatelor celor de voie și celor fără de voie, spre chivernisirea vieții, spre săvârșirea bunei viețuiri și spre împlinirea a toată dreptatea. Că s-a binecuvântat prea Sfântul Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să se semene în tot pământul maștelelor, în sfințele tale biserici și roadele de tămâdele să răsară. Întru stăpâne, cercetătorul tuturor bunătăților, prin rugăciunile sfinților ale căror maștele binevoite a se așeza în cinstită biserica aceasta, învrednicește-ne pe noi, fără de o sândă, să-ți aducem în ea jertfa cea fără de sânge și ne împlinește toate cererile cele către mântuire, dă-mi răspătire celor ce au pătimit pentru Sfântul Tău și darul de a face minuni spre a noastră mântuire. Toată este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică pomenire fie ctitorilor Sfintei Biserici acestea, veșnica lor pomenire. Veșnică pomenire.
Sfinte Bisericii acesteia. Apa aceasta pentru a fi ea într-o sfințirea și desăvârșirea jertfenicului tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și păstureaua cui fungeri va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeu meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda.
este bărbatul la care ai dorit să dea cine Doamne, suișul inima sa, cu salvarea plângerii, în locul în care a fost pus o binecuvântare, va da ce zi în pete. Merge vor din putere în puterea sa, să va Dumnezeu în Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeu puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeu lui Iacu, apărătul în omul puterilor, Dumnezeu, în fața omului tău. Că mai bune este o zi în curțile tale decât mie, alesa mă fi lepădat în casă de Dumnezeu, mai mult decât al primii în casă de păcătoșilor. Că mila și adevărul de veni de Domnul Dumnezeu, pace și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce mâncă pentru nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul care nădăjduiește în Tine.
vecii vecilor. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Iată acum ce este bun sau ce este frumos, decât în mai acolo locuim frații împreună. Camirul pe cap și poară pe barbă, pe barba nu aron. Poară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca mirul pe cap care se coboară, ca roaia modului care se coboară pe Apostole Sfinte și Evanghelie.
Trinitate Sfântă, în bravul slava Ta. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate plădețile sale, cum s-a ajutat Domnului și a păcăduit Dumnezeului Iacob. Nu voi intra în urmă, nu mă voi sui de faptul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tântelor mele, până când nu voi afla Domnului Iacob, Dumnezeului Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii și prin Efrata am găsit de țarina lui Iacob. Intrăm în locașul lui închinare, cum la locul de au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, dormita ta, cu și chivotul Sfinții tale. Preoții tăi, Doamne, se vor îmbrăca cu dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău să nu sori fața unsului tău. Juratul s-a Domnului David, adevărul și în urma lui tăta. În rodul pântecului tău voi pune pe scaunul tău. Dacă vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea în care voi învăța pe ei, și fiii lor vor ședea fără pe altul scaunul acesta. A ales Domnul Sionul și l-a ales la locuința asta. Aceasta este o dignă de a vrea cu veacului. Aici voi locui că l-a ales pe el. Roadele lui le voi bine curta parte, pe săracii lui voi să dorau preoții lui voi prăga cu state, cuvioșii săi se vor bucura. Acolo voi face să lăsați și de lui David, gândită am păbrie unsului meu, nu, mai dați-i până la urmă, ăsta nu legat. Iar peste dânsul va dori Sfințenia mea. Roadele nu le voi binecuvânta foarte pe săracii lui voi sătura cu pâine. Preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cuvioșii săi cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gândită în păcrie ursului meu. De vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar peste dânsul va plori Sfințenia mea. Sfine-ți-i, Doamne, Episcopie Romanului și Bacăului. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ierusalime, cetate sfântă, îmbracă slava ta. S-a jurat Domnul și a păcătuit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în casă, nu voi zi de Părinții, vă rugăm să ieșim, ieșim și facem semicerc în față. Părinților, vă rugăm să facem semicerc în fața bisericii. Împreună cu Tatăl și cu Duhul, toate omului. Părinte, faceți semicerc în fața Tatălui.
Cercești fără de început și pururea Biețuitor, care toate într-un nimic, într-o ființă le-a adus, Cel ce locuiește în lumina cea neapropiată și al cerul scal, iar aștept picioarelor pământ. Care într-o sfințe și într-o tot lăudanță tăi apostoli, ai înnoit slujba ce am duc și darul corpului celui adevărat și plinei în Sfintele Biserici și jertfenicile tale, Doamne, al puterilor, în tot pământul ai așezat ca să-ți aducă ție jertfe sfinte și fără de sânge, care e binevoit a se ridica biserica aceasta într-o pomenirea acoperământului Maicii Domnului, a sfinților împărați și întocmai cu apostolii cinstiți Constantin și Elena, a sfinților mărturisitori ai ortodoxiei din Transilvania, Visarion, Sofronie și Oprea, și a sfântului cuvios Daniil Sihastru, spre slava ta și a unuia născut Fiului tău și a Sfântului Duh, tu însuți împărată fără de moarte, judecătorul de lucruri mari, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm ție, și trimite pe prea Sfântul Duh, cel închinat și atotputernic, ca să sfințească biserica aceasta. Umple pe ea de lumina ta cea veșnică, alege un locaș, ție, pe o scaună slavii tale, împodobește-o cu darurile tale cele dumnezeiești și mai presus de lume. Pe o să fie liman celor împărați, lecuirii celor pătimitori, bolnavilor scăpare, viaurilor înfricoșate. Să fie ochii tăi îndreptați spre ea ziua și noaptea și rochile tale luând aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cu cernicie vor intra în ea și vor chema într-o tot cinstitul și vrea să vitul tău lumin. Oricât e vor cere de la tine, tu să-i auzi în cer, să faci milă și să fii milostiv lor. Păzește pe ea până la sfârșitul veacului, neclintită și jertfelnicul cel ridicat aici arată să fie Sfânta Sfintelor cu lucrarea și cu puterea Sfântului Duh. Preamărește-l mai mult decât jertfelnicul legii celei vechi, ca să ajungă jertfele ce se vor săvârși pe el în Sfântul și cel mai presus de cer și înțelegătorul tău jertfelnic, să ne dea nouă darul umbririi tale cele prea curate. Ca îndrăznim nu pentru slujba nevrednicilor noastre mâini, ci pentru a ta nevrednică bunătate. Apărându-iește, miluiește și repăzește pe noi Dumnezeule cu harul și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii s-au pomenit. Preasfântă-ți, Doamne Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii preanții și toată viața noastră. Lui Iisus Dumnezeu să o Sfinții muceniști care prin tine au pătimit, te odihnești și ție slavă înălțăm.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Vin, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amen.
Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, Dumnezeule Sabaot, Făcătorul și Ziditorul la toată făptura, cele văzute și cele nevăzute, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care fiind, știind inima poporului tău Israel, care se abătea de la tine adevăratul Dumnezeu către Dumnezeii cei străini și mincinoși, și voind să-ți scoți de la înșelăciunea de idol și să-i păstrezi totdeauna fără abatere în cunoașterea și slujirea ta a unui adevăratului Dumnezeu, cu amenințările i-ai oprit să-și facă chipuri și asemănări cu ce ții adevăratul Dumnezeu, spre a se închina și a sluji lor ca Domnul. Iar asemănări și chipuri prin care să se slăvească nu Dumnezeii străini și cei mincinoși și fără de viață, ci numele Tău cel preasfânt și de mare cuvință al unui adevăratului Dumnezeu, ai poruncit prin plăcutul Tău, Moise, să se facă mai întâi chivotul așezământului din lemn neputrezitor învelit cu aur, asemenea celui arătat lui pe munte, iar în el să se pună tablele legământului năstrapa cea de aur și toiagului aror. Și de asemenea, și deasupra lui să se pună doi heruvimi cu sud și doi heruvimi la unghiurile curățitorului. Și apoi, în templul cel zidit ție de Solomon, doi heruvimi din lemn și chiparos îmbrăcați în aur. Și ai poruncit să fie cinstită și fără, și cu frică și cu putremur și cu închinare cuvincioasă și cu tămâiere și cu rugăciune înaintea lor, ca pe niște semne ale sărășuirii tale cu oamenii și ale slavei tale, și ca pe unele ce au în ele asuprele aducerea aminte de prea slăbitele minuni și binefaceri. Și acea cinste ai primit-o cu milostivire, ca dată ție însuți, iar pe cei ce nu le-au cinstit după datorie, în felurite chipuri i-ai pedepsit ca pe Ozia. Iar deosebirea cinstei chipurilor plăcute lui Dumnezeu, de cele urâte de Dumnezeu, ai arătat-o în vremea lui Eli, preotul și judecătorul Israel, în sfărâmarea idolului Dagon și în rănirea celor de alt neam. Iar când a venit plinirea vremii, ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cel născut din femeie, din pururea Fecioară Maria, cel ce, luând chipul robului, făcându-se asemenea cu oamenii, a închipuit asemănarea preacuratului său chip, punând mahrama pe dumnezeiasca sa față și a trimis-o lui Avgar, Domnul Edesei, și prin ea l-a vindecat de neputință și tuturor celor ce se apropiau de ea și se închinau cu credințele de ea, prin lucrarea sa cea minunată, nenumărate vindecări și multe binefaceri. Deși noi, opra bunule împărate stăpâne, în această sfântă biserică a ta, înaintea slavei tale, am așezat cu cinste aceste chipuri ale iubitului tău fiu, într-o pomenirea mântuitoare într-o păr și a iubitului tău fiu, într-o pomenirea slăvitelor lui minuni, a pătimirilor și a răsignirii și a moștenirii și a vieții și a preaslăvitei învieri și a înălțării la ceruri și a tuturor binefacerilor lui, pe care le-a arătat neamul omenesc, fiind pe pământ și despre care lămurit ne istorisește dumnezeiască Evanghelie. De asemenea, am așezat icoanele preasfintei Maicii tale, cele mai cinstite și mai înalte decât toată făptura, și cele mai plăcute și rugătoare și mijlocitoare pentru noi. Încă și ale Sfinților Îngerilor și Prorocilor și ale Apostolilor și ale Dumnezeieștilor Glăsuitori, ale Mucenicilor, ale Erasmilor, ale Cuvioșilor și a tuturor Sfinților, ca el, ca ale unor plăcuți, slujitori, credincioși, de aproape prieteni ai tăi, și care sunt adevărate chipuri ale tale, nu în Dumnezeii, ci știind că cinstea chipului se înalță la cel care era este închipuit pe el. De aceea, căzând cu o sârdie, te rugăm, caută cu milostivire asupra noastră și asupra icoanelor și pentru arătarea în trup a iubitului tău fiu și a toată mântuitoarea și dumnezeiasca lui economie a întrupării, pentru pomenirea și slava lui și pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Cereștilor Netrupeștilor Puteri, ale cinstitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale dumnezeieștilor plăsuit apostoli, ale purtătorilor de Duh apostoli, ale biruitorilor mucenici și ale erarilor cuvioșilor și dreptilor și ale tuturor Sfinților Tăi, într-o a căror cinste și pomenire au fost zugrăvite în biserica aceasta aceste icoane. Umple de binecuvântarea Ta, de puterea Ta și de tăria Ta
pe care le-ai revărsat cu îndestulare asupra acelui sfânt chip nefăcut de mână, prin atingerea preasfintei și preacuratei fețe dumnezeiești a unui născut Fiului Tău, pentru ca și prin ele să se lucreze puteri și minuni spre întărirea credinței ortodoxe și spre mântuirea poporului Tău. Iar tuturor celor ce înaintea acestor icoane așezate și zugrăvite în biserica aceasta se vor cuna ție și unui născut Fiului Tău și preasfântului și de viață Făcătorului Tău Duh și cu o sârdie se vor ruga cu credință și vor cere să afle milă și în rugăciunea aceea către tine vor chema cu credință pe sfinții ca pe adevărații tăi slujitori și prieteni de aproape, în numele cărora ai făgăduit să primești și un pahar cu apă, care se va da ție și cu milostivire, să răsplătești cu plata prorocului sau a dreptului sau a ucenicului și celor care la nenorociri, nevoi și necaz și la toate cererile vor căuta spre aceste icoane din biserica aceasta, fă ca să fie ascultate rugăciunile și cererile lor, cere de cu o sârdie și să dobândească mila iubirii tale de oameni și le dă iertare de păcate și învrednicește pe toți să primească harul tău. Că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tău, fără de început, preasfântul și bunul de viață și Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Sfinte și tot puternici și de viață Făcătoarei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Domnului Dumnezeu să le Domnului să le plecă. Peste cuvioșii noștri părinți, după multa ta iubire de oameni, ai învrednicit să ajungă până la noi, păcătoși și mântuiți tăi rog. Pentru aceea ne rugăm, Stăpâne mult milostive, umple de slavă și de sfințenie și de dar jertfelnicul acesta, ca să se prefacă jertfele acelea fără de sânge, ce se vor aduce ție pe el în preacuratul trup și cinstitul sânge, ale unei a născut Fiului Tău, ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, spre mântuirea întregului Tău popor și a nevredniciei noastre. Că Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă în țară, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Pântat prea sfințite, Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Sfântului noastre, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarea Maria, ale Sfinților între tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie vom săvârși, ale Sfinților Împărați, întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena, ale Sfântului Cuvios Daniel Sihastru de la Voronez, ale Sfinților Martiri Năsăudeni, în cinstea cărora s-a sfințit biserica aceasta, ale Sfântului Binecredincios Voievod Ștefan cel Mare și ale tuturor Sfinților Români, ale Sfinților Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Preasfințiile voastre, preacucenici părinți, preacloși părinți, iubiți credincioși și credincioase, cu ajutorul bunului Dumnezeu am terminat
prima parte a sărbătorii de astăzi, pentru aceasta aducem slavă Preasfintei Trei Dumnezeul nostru, cel închinat în treime de persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treime cea de o ființă și nedespărțită. Ei bine, cum am spus, această biserică atât de frumos împodobită și în interiorul ei și în afară, iată, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, s-a făcut aici o poartă a cerului și un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Într-adevăr, biserica nou resfințită, mai ales împodobită cu aceste frumoase fresce și după aceea mobilierul și catapiteazma care împodobesc în interior locașul acesta, este un cer al lui Dumnezeu coborât pe pământ. Deși am spus acolo la început că, Doamne, cerurile nu te încapă. Cum va putea să te încapă această casă care s-a zidit în numele Tău? Și apoi ne-a rugat, caută cu milostivire, cu ochiul Tău milostiv, asupra locașului acesta și ascultă rugăciunea robului Tău și a poporului Tău care se roagă. Deci, iată, iubiți credincioși, importanța bisericii de zid, importanța bisericii de suflet care alternează una cu alta. Dacă nu era biserica de suflete, adică cărămizile vii care sunteți frățiile voastre, nu putea să fie acest loc de închinare dacă voi, în calitate de cărămizi conștiente, nu ați adus cărămida cea de zid și să o puneți armonic la această frumoasă biserică. Deci, iată, pentru aceasta dăm slavă lui Dumnezeu, căci este Paștele unic, cum am spus, a bisericii, întrucât piatra mormântului, care este în altar, altarul acesta, pecetuit cu pecetea Arhiepiscopiei noastre a Romanului și Bacăului, a devenit, într-adevăr, un loc, poate cel mai sfânt de pe pământ. Altarul unei biserici, dragii mei, este locul cel mai sfânt de pe pământ. De aceea să-l cinstim și să-l prețuim. Și nu oricine poate intra decât cu binecuvântare. Preotul și cei care iubesc odoaba casei de Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta și, așa cum am spus, acum dăm binecuvântare ca să intrați în Sfântul Altar, să vă închinați toată lumea. Astăzi, în mod excepțional, copii, bătrâni, tineri, tinere, tot femeie și bărbat, toată lumea poate intra să ceară milosivirea lui Dumnezeu. Adică acel har care a prefăcut această piatră altarului în masa sfântă pe care se va aduce jertfa lui Hristos în liturghie, e bine, iată, este locul din care izvorăște har, locul din care izvorăște binecuvântare, locul din care ne împărtășim de sfințenia vieții. De aceea rugați-vă când veți intra să dea pace sufletelor voastre, să dea pace în familie, să dea pace Dumnezeu în biserici, să dea pace poporului român, să găsească posibilitățile ca acest popor binecuvântat să-și structureze identitatea luptându-se cu necazurile, cu supărările, cu vânturile potrivnice, cu oamenii care îi doresc desființarea și așa mai departe. Deci rugați-vă unii pentru alții ca pacea lui Hristos să se lășuiască în sufletele noastre, acea pace care a adus Hristos. Și aceea dă liniște, dă isihia, dă acea putere din puterea lui Dumnezeu. Și avem nevoie atâta de mult de puterea Lui în această lume labirintică, în această lume care a devenit parcă o vale a plângerii și ni se pare uneori lugubră și plină de himen. Deci vă mulțumim că ați participat cu credință, Preacucernici Părinți. Felicităm încă o dată pe Părintele Paroh, care s-a străduit de câțiva ani buni și sunt ani. Vom mai aminti și vom mai vorbi despre semnificația gesturilor noastre liturgice de astăzi, ca voi să fiți într-adevăr edificați asupra acestui eveniment pe care l-am petrecut împreună. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, slavă ție Dumnezeul nostru în vecii vecilor. Amin. Părinților, poftiți
de viață, vino, te se răsmuiește între noi. Ne curățește de toate întâlnirea și mântuiește bunurile sfântului. Slavă Crucii Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Doamne, buzele noastre vei deschide și gurile noastre vor vesti lauda Ta. Poruncește, porunci spre Sfințite Stăpâne, spre robului Dumnezeu Liviu Petronel, ce vi se aduce înainte, spre a fi hirotesit citeți. Se tunde robului Dumnezeu Liviu Petronel citeți, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeule atoțitor, le alege pe robul Tău acesta, Liviu Petronel, și îl sfințește și de lui să învețe să citească cu toată înțelepciunea și priceperea dumnezeieștele Tale cuvinte, păzindu-l în viață, fără de prihană, cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul de viață, făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune din Epistola întâi către Tesalonicenii a Sfântului Apostol Pavel. Citire. Să luăm aminte. Fraților, Pavel și Silvan și Timotei, Bisericii Tesalonicenilor, în Dumnezeu Tatăl și în Domnul nostru, Iisus Hristos. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul nostru, Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi toți și vă pomenim în rugăciunile noastre, aducându-ne aminte neîncetat înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrul credinței voastre și de osteneala iubirii și de stăruința nădejdii voastre în Domnul nostru, Iisus Hristos. Pace ție, cititorule, și Duhului vostru, n-al preasfințite stăpâne. Aliluia, aliluia, aliluia. Binecuvântați, preasfințite stăpâne, stiharul și orarul. Bine este cuvântat stiharul împreună cu orarul și citețul, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, Ipodiacon. Domnului
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin unul și același Duh Sfânt ai împărțit fiecare din cei aleși darurile, Cel ce ai dăruit bisericii tale cete de multe feluri și trepte de slujbe, ai așezat în ea spre a sluji Sfintelor și prea curatelor tale taine, Cel ce cu a ta negrăită, mai înainte sfințită, ai rânduit pe robul tău acesta, Liviu Petronel, a fi vrednic să slujească Sfintei tale biserici. Pentru stăpâne, păzește-l pe dânsul pentru toate neosândit și dă lui să iubească buna cuvință casei tale, să șadă înaintea ușilor lăcașului tău celui sfânt și să aprindă lumină în cortul slavei tale. Și îl sădește pe dânsul în biserica ta cea sfântă, ca pe un maslin plin de roadă, aducând rod de dreptate. Și-l arată pe el desăvârșit robul tău, pentru ca să se împărtășească el la a doua venire a ta de răsplata celor ce bine ți-au plăcut ție. Că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cât sunteți credincioși? Cât sunteți credincioși? Bine, aici, trebuie în față la scări. Cât sunteți credincioși? Toți suntem credincioși. 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 Cât sunteți credincioși? Suntem credincioși. Cât sunteți credincioși? Toți suntem. Începem din momentul acesta să mergi la icoana Mântuitorului, să te rogi rugăciunile care le știi pe de rost. Cele începătoare, psalmul 50, crezul. Și după aceea continui permanent cu Doamne Iisuse până în momentul când te vom chema. E binecuvântat. Vremea este astăzi, Domnului, binecuvântat în al preasfințite stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Rugați-vă pentru noi în al preasfințite stăpâne. Domnul pașii voștri spre totul. Poveniți-ne pe noi în al preasfințite. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție să totdeauna. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitule Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru
pentru preasfințitule părintele nostru Antonie, episcop de Bălți, pentru preasfințitule părintele nostru Timotei Prahoveanule, episcop vicare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru mine, credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru asta cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântul cașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei care cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ustânesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și într-o bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Și unii prealții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Caută spre noi, spre Sfântul Biserică aceasta și prebogată binecuvântare și mulțumitare cu noi. Amen. Căție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea.
pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci, vecile lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, ce ce-i ești fără de moarte și ai binevoit pentru mântuirea noastră, poate într-o pari Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Hristoase Dumnezeule, cu moartea premoarte ai călcat, un fiind Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pre noi. Iară și iară cu pace, noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că bun și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-umărăția ta când vei veni, pomenește-ne noi, Doamne.
Oh.
credincioși. Doamne, mântuiește, preții binecredincioși. Doamne, mântuiește, preții binecredincioși. Doamne, cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Αυτήν και κατάρτισε αυτήν.